Nu știu dacă e atât de elocvent această partidă. Au fost momente bune cu momente mai puțin bune. Momentele bune în special în prima repriză. Poate dacă reușeau să marcheze, altfel ar fi decurs ostilitățile. După care am suferit în a doua repriză, nu ne-am mai creat chiar așa situații de a marca. Am ratat acel penalti, dar e de înțeles pe undeva, pentru că din ce am văzut, jucătorii au venit în etape, nu sunt la același nivel de pregătire sau de revenire. Unii au venit și au avut jocuri în ultimele zile, vin după un sezon încărcat, nu este ușor. E nevoie de puțin timp pentru a se readapta și de a forma din nou acel grup care ne-au adus această calificare frumoasă. Ai amintit de acest penalti ratat de Denis Mann într-un mod destul de caragios. Execuția lui a asemănat cu cea din meciul dintre Craiova și Rapid, când nu știa Luțu cum să îi transmită lui Lobonț unde bate. Avem un procent uriaș de lovituri de la 11 metri ratate dintre cele pe care le-am primit în ultimii ani. Pușcaș are două lovituri de la 11 metri ratate în meciuri oficiale. Stanciu are și el două lovituri de la 11 metri ratate. Acum vedem Denis Mann. Ți se pare că România nu are un executant adevărat în acest moment important al jocului? Să știți că nu e ușor să bați penalti. E o presiune uriașă. M-am jucat fotbal și înțeleg perfect. Depinde de conjunctura în care este această lovitură de penalti, de pedeapsă, da? Au ratat jucătorii imenși și în momente importante, în finale de campionat mondial. Penalti se ratează, nu suntem nici primii, nici ultimii care vom rata penalti. E adevărat că parcă a devenit așa un coșmar, pentru că s-a creat o rutină cu aceste penalti ratate, și probabil că așa pe umerii jucătorului este o presiune în plus. Aici cred că va trebui să găsească selecționerul cea mai bună soluție, jucătorul care stăpânește cel mai bine această presiune și să execute. Senzația ta este că echipa pe care am văzut-o aseară, primul 11, va fi în bună măsură primul 11 la primul meci cu Ucraina? N-aș putea să spun asta, cred că selecționerul poate să răspundă la o astfel de întrebare, pentru că fiecare adversar poate necesită o altă pregătire a jocului, o altă filozofie, alt profil de jucător și atunci nu poți să spui că e șablonul în primul 11, mai ales la un turneu final. Întâlnim trei adversari total diferiți. Și atunci, probabil că și modul de abordare a jocului va fi diferit. Și atunci ai nevoie de anumit profil de jucător pe posturi. Cine ți-a plăcut cel mai mult din echipa României? N-aș putea să evidențiez așa individual. Au fost momente individuale cu Denis Mann, când se vede că are calitate, când pătrunde Denis Drăguș, chiar dacă a ratat acea ocazie. A fost o minge dificilă, mi-a plăcut cum a preluat mingea cu adversarul în spate, după aceea n-a prins exteriorul cum a trebuit, a încercat se vede o finalizare de fotbalist cu exteriorul, dar nu a prins-o. Cum ți se pare acest... Nicușor Stanciu, care are calitate, se vede un jucător cu calitate, cu un travaliu foarte bun. A fost acest moment tensionat între unii spectatori și jucători, au fost cuiduiți jucătorii pe stadionul Steaua la finalul meciului aseară. Mai ales Stanciu, capitanul echipei, a răbufnit din acest motiv. Le-a reproșat spectatorilor că nu susțin mai mult naționala. Cum ți se pare tot acest episod? Astea vor fi polemici. Pe aceste motive vor fi întotdeauna. Sunt spectatori și spectatori cu anumite frustrări, vin de acasă cu probleme care se descarcă uituind, poate contestând jucătorii alții care susțin. Întotdeauna a fost și va fi. Va trebui să ne menținem echilibru, jucătorii să înțeleagă, spectatorii să nu intre în polemică și în conflicte cu ei, pentru că cu tribuna și cu presa
nu câștigi războiul. Procentual așa, cam cât crezi că are România șanse să treacă de această grupă de la Euro? Mi-e greu să vă spun, pentru că n-am analizat amănunt adversarii și să știu exact ceea ce ne așteaptă. Dau eu un indiciu. Toți cei trei adversari au jucători care evoluează în medie. Știu asta, eu știu. Acum depinde și cum evoluează ca echipă. Da. Sigur. Până la urmă și Elveția avea jucători care în medie erau peste ai noștri ca statut și totuși le-am luat 4 puncte din 6. Deci în fotbal se poate întâmpla orice. Șansele noastre cât sunt reale și trebuie să profităm la maxim.